Cezalău a înregistrat în etapa trecută a doua remiză din actualul sezon al Ligii a treia, terminând la egalitate scor 0-0 duelul de pe teren propriu cu Sănătatea Cluj. Chiar dacă adversarii zălăuanilor au evoluat o repriză în inferioritate numerică, zălăuanilor le-a fost imposibil să desfacă apărarea adversă. După 9 etape în care a obținut 8 victorii și o remiză, Fotbal Club Zalău pare să nu mai traverseze o perioadă la fel de bună. În urmă cu 2 etape, zălăuanii au pierdut pe terenul maramureșenilor de la Comuna Recea, iar în etapa de la finalul săptămânii trecute nu au reușit decât un rezultat de egalitate în duelul de pe teren propriu cu Sănătatea Cluj. Fotbal Club Zalău a evoluat o repriză în superioritate numerică, iar jocul s-a desfășurat aproape numai în jumătate adversă, dar jucătorilor pregătiți de Olariu și Oros le-a fost imposibil să desfacă apărarea adversă. Puteam să trecem pe locul 2, însă nu cred că asta era chiar scopul. Scopul era să învingem și să continuăm turul ăsta bun pe care l-am făcut. Însă, după cum vedeți, și terenul ne-a dezavantajat, iar pe de altă parte eu cred că noi am fost echipa pozitivă și care am jucat fotbal. Nu e ușor să te pui pe două linii acolo, să desfaci o apărare foarte experimentată. Deci jucători care în linia de fund care au sute de jocuri la Liga 1. Ca dovadă că echipa lor are tot așa de puține goluri primite ca și noi. Dar am încercat să jucăm, apreciez efortul băieților și chiar că au încercat să joace, nu numai cu mingea aruncată, să încercăm să deschidem apărarea. N-am reușit, asta este. Putem spune că a fost meciul oarecum mai greu în repriza a doua pentru că ei, cum spuneați, s-au băgat cu autobaza în poartă? Evident, evident. Și nu e ușor, nu e ușor. O echipă care a făcut efort pe faza defensivă și foarte bine aglomerat. Iar pe spații reduse e destul de greu să ai acțiuni, având în vedere că și terenul dezavantajează. În urma remizei înregistrată în penultima etapă a turului, Fotbal Club Zalău nu numai că a ratat șansa de a urca pe locul 2, ci a coborât pe locul secund, având 26 de puncte acumulate. Pe poziția 3-a a urcat Comuna Recea cu 27 de puncte la egalitate cu Sănătatea Cluj. Lider rămâne FC Hermannstadt cu 31 de puncte.